Bună seara, dragi, bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Suntem pe 28. Doi Cosmine, ce devine nouă? La vremea asta au trecut abia Crăciunul, vin și anul nou și totuși noi încă mai vrem să facem o lecție. Să-ți povestesc așa că eram în state și, mă rog, era suficient, să spunem, suficientă activitate acolo cu nepoții, cu... Dar eu nu m-am putut îmbrăca, decât mi-a pus o tablă acolo, într-una din camere, la fiica mea și... din când în când mai făceam lecții. Nu era activitatea de acolo, lecții din SUA. Da, anul trecut am făcut lecții destul din state unite. Și am trecut și acum 2 ani. Deci, nu reușesc să stau locului. Deci nu mă pot împăca cu gândul că trec zile și nu fac măcar o lecție acolo. Așadar, continuăm chestia care am început-o noi. Dragilor, ce să vă vorbesc eu în seara asta? Cosmine, am început cu noțiunea de funcție într-una din zile, da. Am vorbit de ea. Hai să agățăm de acolo lucruri, să vedem cine mă vine în minte pe parcurs. Sper să reușim o lecție frumoasă. Doamne ajută să fie așa. Deci, nu mai zicem tema pentru casă. Tema din vacanță, da? Din vacanță. 28 există, nu? 28. A, 12. 2015, atât mai zicem, 2015 încă o bucată de timp. Bine, repede 2016 peste noi. Tema de vacanță, funcții. Despre funcții mai vorbesc de ceva. Este o noțiune foarte des folosită. Iar analiza matematică e tot timpul. Fie funcția. Da. Fie funcția. Nu știu ce, nu știu cum. Ei, și atunci haideți să mai studiem și noi despre funcții. Uneva s-au făcut prin clasa nouă mai multe lucruri atunci au fost precizate, însă ca oriunde în școala asta românească lucrurile sunt aruncate, le învețați de uiți mâine, nu înțelegi doar utilitatea. Da. Când zici funcție, de fiind pe el cuvânt erau linie, la tot rămas, nu? Da. Deci, să zicem, fie să dă funcția f de x egal cu știi cum să zicem noi? Hai să zicem la x pătrat minus 5x plus 6. Dar așa cum e dat acum, numai legea am dat-o. Da. Trebuie să indicăm domeniul definiției, urgența numărul. Deci, f definită pe ne uităm cum arată ea. Nu este o fracție, nu e un radical, nu e un logaritm, nu e un polinom, funcție de gradul 2. Nu are nimic, nicio restricție. Dacă ar fi fracția, trebuie să punem numitorul de fel de 0, nu? Dacă ar fi radical de ori impar, toată expresia despre radicalul pozitivă. 2 și 3 devine 0, da? Dar, deci, definită pe el, nu avem niciun motiv de supărare, cu valori în ea. Adică ce ne oferă sunt tot numere reale. Despre imagini nu ne frământă, lăsăm cât se poate de largă. Și o lăsăm cu prizătoare, definită pe el, cu valori în el. Important este domeniul de definiție. Dar, oricum, după ce lucrează asupra unui element real, nu-ți dă un număr complex, ci dă un număr real. Da? Bun. În momentul ăsta totul este bine definit. E funcția aceasta. A studia funcția înseamnă a te interesa de y care apare. Deci mulțimea y-urilor, vrem să o vedem. Deci ce facem un tabel, ca asta, noi prin tabel putem constata, urmări x și y, exact tot ce se întâmplă, x de la minus infinit la plus infinit. Și aici punem y care apar după rețeta asta. Da? Y care o să apar după rețeta. Ei bine, de regulă spunem y-ul ăsta este cel care e cu relația, y egal cu, adică y-ul obțin după relația, x pătrat minus 5x plus 6, da? După rețeta asta obținem y. Și tu spuneai că la 2 și la 3 imaginea este 0, nu?
Deci dacă x-ul e 2 și respectiv 3, y-ii care apar sunt 0. Da? Dacă am face în loc de y-ul ăsta punem 0, apare ecuația, cum spune, ecuația atașată. Y-ul ăsta e doar de fapt f de x-ul, rețeta. Da? Valorile la fel delta și... Da, sunt cele două rădăcini, cele două valori, pentru care imaginea este 0. Hai să dăm între 2 și 3 o valoare. Să dăm jumătatea. 1,5. Între 2 și 3, 2,5. Ah, 2,5. Da? Da. De jumătatea. Da. Nu-i 3, nu-i 2, ci la mijloc, 2,5. Așa. Deci, sau 5 pe 2 înseamnă. Da, 5 pe 2. F de 5 pe 2, să vedem că se întâmplă. F de 5 supra 2 face 5 pe 2 la pătrat. Da. Nu? Găsim imaginea noi acum. Minus 5 ori. Minus 5 ori vorbește. 5 pe 2. Plus? Da, plus 6. Egal. Cum vorbește? Egal cu 25 pe 4. Da. Minus 25 pe... 2, da. Plus 6. Și egal cu? Egal cu numitorul comun este 4. Da. Unificăm pe a doua cu 2 și pe ultima cu 4. Da. Echivalent. Nu, egal. Egal cu 25 minus 50 plus 24. Da. Supra 4 și egal cu minus 5, minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Deci imaginea Y-ul pe care îl pune la dispoziție sau îl obținem, este minus 1. Imaginea lui 5 pe 2 este minus 1 pe 4. Hai să dăm acum 1. Vreau să fii centrat, adică mă duc în stânga cu o unitate scad, cresc în dreapta. 4. Și 4. Deci 1 și 4. F de 1. Este egal cu ce se vorbește. 1 la pătrat. Da. Minus 5 ori 1. Da. Plus 6. Și egal, egal cu? Minus 4. Minus 4 plus 6, 2. 2. Deci imaginea lui 1 este 2. Imaginea lui 4. Fă-o tu-te repede. Da, da. Iată că sunt câte două valori distincte care au aceeași imagine. Da. Două distincte, 2 și 3, cu imaginea 0. Da. 1 și 4 care au imaginea 2. Ia să-i dăm 0, valoarea 0 și respectiv 5. Păi ar fi 6. 6, da. Și înlocuiește, să vezi cât este. Tot 6, da? Tot 6. Foarte interesant. Și minus 1 cu 5, așteptăm minus 1 și la 5 să fie aceeași valoare. Minus 1 și 6. Minus 1 și 6, da. Ia te rog să vezi. E de minus 1. Ce crezi că îți va da o valoare peste 6 sau mai mică decât 6? Până 12. 12? Deci face 1 și cu 5, 6 și cu 6, 12. Corect. Și la fel, cred că și în 6, tot 12. După cum s-o comporta până acum, tot așa. Trebuie să fie 12. Uite ce ciudățenie dacă urmărești valorile. Deci când X și sunt crescători, Y și aici vin de la valori mari spre valori mici. Da. Y se așează în ordine descrescătoare. Da. Da? Deci, practic, X și sunt tot timpul în ordine crescătoare. Când noi urmărim X și la stânga, la dreapta. Adică dacă compar un X1 mai mic decât X2, Y-ul respectiv e mai mare. Uite, minus 1 e mai mic decât 0. Dar imaginea 12 e mai mare decât 6. Se vede că Y-ii sunt descrescători până aici.
până când Y-ul atinge pe valoarea minus 1 pe 4. Asta în 5 pe 2 atinge bine. După care încep să crească. 0, 2, 6, 12. Deci, observăm că funcția este descrescătoare până în 15 pe 2. Crescătoare de acolo, înainte, da? Cum traducem într-un limbaj de asta? Deci, se vede din tabel, chiar așa spunem, din tabel se constată că pentru x1, pentru x și, pentru x aparțin la minus infinit, pentru x și care aparțin la minus infinit. Până la 5 pe 2. Până la 5 pe 2, da. Cresc, ăsta... Cum se întâmplă Y? Și uite de la el. Scad, de sunt descrescătoare. Funcția este descrescătoare, zicem atunci. Da? Deci, pentru X care aparține... pentru X care aparține de la minus infinit la 5 pe 2, rezultă F strict descrescătoare. Adică ce înseamnă? Y-ii sunt în ordine descrescătoare. Din X1 mai mic ca X2. Deci din X1, oricare ar fi X1 mai mic decât X2, constatăm că F de X1 cum este față de F de X2? Mai mic. Tot mai mic? F de X1. Uite, F de X1. Să zicem că X1 este minus 1. Minus 1, da. Care e mai mic decât 0, da? F de X1, F de X1 e 12, care e mai mare decât 6. Deci F de X1 e mai mare decât F de X2. Iată că am găsit o definiție a funcției descrescătoare. Dacă ar fi fost și egal, undeva pe traseu egal, ar fi fost descrescătoare. Dar la noi este strict descrescătoare. Da? Deci o funcție, am dat și o definiție. F e strict descrescătoare, dacă și mai dacă din X1 mai mic decât X2, rezultă F de X1 mai mare egal mai mare decât F de X2. Funcția se spune că este descrescătoare pe intervalul, strict descrescătoare pe intervalul ăla. Și de la 5 pe 2 încolo este crescătoare. Hai să vedem și cum se zice. Pentru X care aparține la 5 pe 2 la plus infinit, F este strict crescătoare, ceea ce ar fi tradus într-un alt mod, oricare ar fi X1 mai mare ca X2, reiese că, deci oricare ar fi X1 mai mare ca X2, rezultă că F de X1, oricare ar fi X1 mai mic ca X2, oricare ar fi X1 mai mic ca X2, că totdeauna X1 îl luăm mai mic, da? Uite-te, clar, 4 mai mic ca 5, dar 2 cu față de 6? F de X1 mai mare ca F de X2. E mai mare? Ca mai mică, pardon. Mai mic, da? Deci rezultă că F de X1 mai mic decât F de X2. Deci când se păstrează sensul, cum intră X, când se păstrează sensul, funcția e crescătoare. Când se schimbă sensul, funcția e descrescătoare. Deci definiția, hai să zicem. Definiția 1. F crescătoare pe un interval I, da, pe I, dacă și numai dacă, oricare ar fi X1 și X2 din I, din intervalul I, deci la oricare două elemente te opri din I, din X1 mai mic ca X2, să rezulte F de X1 este la crescător. Crescător să se păstreze. F de X1 mai mic, mai mic egal decât F de X2, pentru că noi am luat analiză strict. Crescător, pur și simplu, da? Și definiția a doua, F descrescătoare pe un interval I, dacă și numai dacă, oricare ar fi două elemente X1
mai mic decât X1 și X2 din I, din X1 mai mic decât X2, reiese F de X1, cum să fie? Mai mare. Mai mare, sau egal decât F de X2. Am luat nu strict, ci am vorbit de descrescătoare. Asta ar fi definiția. Deci dacă cineva spune să se studieze monotonia unei funcții, înseamnă să studiem faptul că e crescătoare sau descrescătoare. Deci monotonia unei funcții, monotonia unei funcții, monotonia unei funcții, este echivalent cu a stabili F crescătoare sau F descrescătoare. Asta înseamnă. Când spune să se studieze monotonia, e de fapt să răspunzi cum se aranjează Y-ii pe zona aceea. Crescători sau descrescători? Asta e povestea. Deci monotonie, atenție, monotonie înseamnă să răspunzi la această întrebare. Ori fi crescători Y-ii sau descrescători? Și tu trebuie să aplici definiția. Ai X1 mai mic ca X2, să vezi cum se comportă F de X1 față de F de X2. Concret, hai să dovedim, parcă n-am ști noi aici. N-am ști că pe intervalul de la minus infinit la minus la 5 pe 2, funcția este descrescătoare, vezi? Nu știm asta. Și cineva îți dă. Fie funcția F de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6. Da? F de X o avem sus. Hai să-ți formulăm așa. Să se studieze monotonia funcției f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Ți se dă problema asta. Monotonia, sigur că autorul nu a dat-o complet, ne facem autocritică, să spunem f definită pe f, cu valori lineare. Deci să studiem monotonia în totalitate. Pentru chestia asta, vezi, trebuie să vedem f de x1 față de f de x2, cum se comportă. Ceea ce înseamnă a, duc în stânga pe f de x2, înseamnă f de x1 minus f de x2, care este mai mic egal ca 0, sau mai mare egal ca 0. Dacă e mai mic egal ca 0, funcția este cum este? Este crescătoare, deci când se respectă sensul, este crescătoare, deci f crescătoare și aici f descrescătoare. Deci ne interesează să facem diferența f de x1 minus f de x2. Asta ar trebui pentru monotonie. Și plecăm. Păi facem f de x1. Ce înseamnă f de x1? Locuim în funcție pe x cu x1, da? Cât vine? X1 la a minus 5 x1 plus 6. F de x2. F de x2 egal cu x2 la pătrat minus 5x2 plus 6. Plus 6. Facem diferența. F de x1 minus F de x2 egal cu, te rog să vorbești, egal cu F de x1 ce înseamnă? X1 pătrat da. Minus 5x1 plus 6 minus minus, atent, schimbă semnul la toți, da. Minus x2 pătrat. X2 pătrat plus 5x2 minus da. 6. Minus 6. Egal, 6 cu minus 6 se reduc. Și obținem x1 pătrat minus x2 pătrat. X1 pătrat minus x2 pătrat. Minus 5 minus pe lângă. 5 pe lângă x1 minus x2. X1 minus x2. Că 6 cu minus 6 s-a redus, da?
Și acum, x1 pătrat minus x2 pătrat se mai scrie ca fiind x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2. Da. Ok, diferența de două pătrate, da? Nu e binom. A la a doua minus b la a doua, da. Care se cheamă a minus a și a minus b pe lângă a plus b, da? Da. Deci va fi egal mai departe cu x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2. Așa. Și minus 5 pe lângă x1 plus x1 minus x2, da? Și calculul, scoatem un factor comun pe cine? Ce observăm din cei doi termeni? Cine ar fi fapt? Ce paranteză vezi comună și colo și colo? x1 minus x2. Deci vine x1 minus x2. x1 minus x2. Pe lângă, din prima rămâne, x1 plus x2 minus 5. Da? Deci iată că am făcut f de x1 minus f de x2. Deci constatăm că avem, noi știm, ce știm? Că x1 mai mic ca x2. Știm asta. Adică asta ar fi echivalent cu x1 minus x2 mai mic ca 0. Ca dus pe x2 în stânga, da? Și trebuie să vedem dacă f de x, ne ocupăm de f de x1 minus f de x2. Și dacă e mai mare egal ca 0, e descrescătoare. Așa am zis, dacă e mai mare ca 0, f descrescătoare. Dacă va fi mai mic egal ca 0, f crescătoare. Iată că avem următorul lucru. Avem x1 minus x2 e mai mic egal decât 0, chiar strig mai mic ca 0. Iar despre f de x1 minus f de x2, f de x1 minus f de x2, am muncit și am, cât am obținut din f de x1 minus f de x2? Am obținut x1 minus x2 în calcul. x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2 minus 5. Deci, x1 minus x2 ce semn are aici? x1 minus x2 e negativ. Este mai mic ca 0. Și ca să răspund la înmulțire, să răspund, e mai mare sau mai mic, depinde de cum se comportă x1 plus x2 minus 5. Dacă ăsta va fi cu mai mic, înseamnă că minus cu minus va face plus și voi spune mai mare egal ca 0. Dacă x1 plus x2 minus 5 va fi cu plus, atunci minus cu plus va face minus. Deci, eu acum nu pot să-ți răspund la întrebare, pentru că nu știu cum se comportă x1 plus x2 minus 5. Deci, acum, iată-mă pus în dificultate majoră. Că nu știu ce răspuns să dau la paranteza x1 plus x2 minus 5. Deci, de vorba de comportarea lui x1 plus x2 față de 5. Dacă x1 plus x2 va fi mai mic decât 5, atunci ăsta minus va da semnul celui mai mare, deci va fi minus. Iar dacă x1 plus x2 va fi mai mult decât 5, atunci va da plus, nu? Și voi ști exact. Deci, față de 5, cum se comportă suma x1 plus x2? Deci, vezi, e limpede. Aici am ajuns cu discuția. Și să avea două cazuri aici. Dacă x1 e mai mic decât 5 pe 2 și x2 mai mic decât 5 pe 2, atunci suma lor, deci dacă în cazul întâi, dacă x1 mai mic decât 5 pe 2 și x2 mai mic decât 5 pe 2,
Atunci, x1 plus x2 e mai mic decât 5 pe 2 și cu 5 pe 2 cât face? 5 pe 2 și cu 5? 10 pe... Adică 5. Da? E mai mic decât 5. Și atunci rezultă că x1 plus x2 minus 5 va fi mai mic decât 0. Da? Deci dacă amândouă sunt mai mici decât 5 pe 2, uite cum a apărut. Deci dacă amândouă sunt mai mici decât 5 pe 2, suma lor e mai mică decât 5, și atunci x1 plus x2 minus 5 e mai mic ca 0. Deci în cazul ăsta, rezultă, dacă e negativ, minus cu minus va face plus. Și de rezultă atunci că f de x1, f de x1 minus f de x2 mai mare ca 0, că minus cu minus va face plus. Și dacă f de x1 minus f de x2 mai mare ca 0, uite, avem aici, când e mai mare, funcția este descrescătoare. Deci rezultă că f descrescătoare. F descrescătoare. Iar dacă să dăm cazul al doilea, adică x1 dincolo de 5 pe 2 și x2 și de el mai mare decât 5 pe 2, atunci suma x1 plus x2 va fi x1 plus x2 va fi mai mare ca 5, ce mă duce la x1 plus x2 minus 5. Cum este? X1 plus X2 minus 5. Deci dacă... așa... Dacă sunt mai mari, X1 plus X2 minus 5 va fi mai mare ca 0. Și atunci, minus cu plus va da la mulțire cât? Minus cu plus la mulțire dă minus. Și rezultă că F de X1 minus F de X2 va fi mai mic ca ca 0, da? Mai sus a fost mai mare ca 0 și acum este mai mic ca 0. Deci când a fost mai mare ca 0, deci când a fost mai mare ca 0, atunci funcția cum a fost? Funcția este descrescătoare. Da. Și când a fost f de x1 minus f de x2 mai mic ca 0, da? Când e mai mic ca 0, uite aici, deci în situația asta altă, în cazul 2, funcția va fi, așa cum am spus, va fi crescătoare. Da? F crescătoare. Insist. Ceea ce am făcut a fost un calcul algebric. Ideea este asta, că ți se dă să se studieze monotonia, tu trebuie să faci f de x1 minus f de x2. Faci f de x1 minus f de x2 și dacă îți dă cu mai mic egal decât 0, înseamnă că funcția e crescătoare. Dacă îți va da mai mare ca 0, funcția este descrescătoare. Știind aceste lucruri, ne-am apucat de treabă. Și am zis, hai să facem f de x1. Hai să facem f de x2. Hai să scădem. F de x1 minus f de x2. Și eu dat x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2 minus 5. Deci așa a arătat. F de x1 minus f de x2 arată în felul acesta. Însă știm că x1 minus x2 e mai mic ca 0. Știm că x1 mai mic ca x2, adică x1 minus x2 mai mic ca 0. Deci acesta știu că e minus. Toată povestea era să văd cum este x1 plus x2 minus 5, că la mulțirii minus cu cine? Cu minus va face plus, minus cu plus va face minus. Deci, asta eram în situația asta am fost aia. Și de ce am luat-o în cele două cazuri? Odată, când amândouă sunt mai mici decât 5 pe 2 și atunci sunt mai mică decât 5 și diferența aceea x1 plus x2 minus 5 e mai mică ca 0 și când sunt amândouă mai mare decât 5 pe 2, iată că x1 plus x2 minus 5 mai mare ca 0 și în final pot pronunța că știu îndată, în primul caz știu ce semnare asta și în cazul al doilea, când sunt cu x și dincolo de 5 pe 2, știu repede ce semnare așa. Deci în primul caz a avut minus și minus cu minus face plus. Mi-a dat mai mare ca 0, deci funcția este descrescătoare și corespunde realității, că y și sunt ordine descrescătoare.
Iar când se întâmplă invers, funcția este strict crescătoare, de la 15 pe 2 încolo, Y-ce care apar sunt în ordine crescătoare. Hai să recapitulăm încă o dată. Deci când îi vorbește, spune cineva să se studieze monotonia unei funcții, tu te ocupi de diferența f de x1 minus f de x2. Asta e povestea, da? Și îndată încerci să dai răspuns în legătură cu problema aceea. La noi a apărut dificultatea aici față de paranteza a doua reglat conturilor. Ea dădea răspunsul. Și a apărut față de 5 cum scobor. Dar de ce am zis eu față de 5 pe 2? Pentru că și x1 mai mic decât și x2 și când am adunat 10 pe 2, cum ai zis tu, și vezi, de fapt, face, cât face 5. Deci comparația cu 5 pe 2 mă duce la suma x1 plus x2 comparat cu 5, lucru care îmi convine foarte tare. Deci nu întâmplător față de 5 pe 2. Am luat discuția asta. Sigur, cum am procedat mai? Zice așa. Hai să studiem funcția asta. Hai să vedem y cum se așează. Și eu, din tabelă, am zis, băi, uite că până la 5 pe 2 y se așează descrescători și pe un crescători. Da? Și hai să dăm un răspuns. Ce înseamnă că sunt descrescători? La orice x1 mai mic ca x2, observi că y care apare este tocmai invers. Da. Adică, imaginea asta e mai mare decât celălalt. Deci, asta ar fi definiția la funcții descrescătoare. Iar la crescătoare, din x1 mai mic ca x2, 3 mai mic ca 5 și 0 mai mic ca 6. Deci se păstrează sensul dintre x și la y. Atunci se zice că este crescătoare. Și tu în observația asta, am dat definiția, ce înseamnă că o funcție este crescătoare, descrescătoare, deci când se păstrează sensul inegalității dintre x, am de-a face cu o funcție crescătoare, și când se schimbă sensul, funcție descrescătoare. Și am comparat-o, am dus pe x de x1, 2 în stânga și a rămas 0 aici, nu? În dreapta. Deci este vorba de f de x1 minus f de x2. F de x1 minus f de x2 mai mic ca 0 sau mai mare ca 0. Asta e toată filozofia. Iată că eu am făcut-o păstând acest bun simț în predarea unor noțiuni noi, plecând de la practică spre teorie, ca dată ce punem la punct teoria, să vezi că se întoarce înapoi în practică. Deci nu m-am hazardat, trebuie să mă apuc acolo să dau definiția. Dacă eu începeam lecția așa. Definiție. O funcție pe un anumit interval, să spunem că este crescătoare, dacă și mai dacă, din x mai mic ca x2, rezultă că f de x mai mic decât f de x2 și din x mai mic ca x2 rezultă că f de x mai mare decât f de x2. Spuneam definițiile acestea, tot spun, nu cu nimic nu te deosebești, profesore, cu nimic nu te deosebești, ce știu eu de la școală. Adică la școală și în manuale și în carte, da, o definiție, nu știu ce, și mă apuc de acolo, fac și eu exerciții și care povestea. Eu am făcut-o în stilul propriu, al meu, anume, am introdus monotonia ca o observație dintr-o chestiune practică. Am zis, bă, ce observăm? Că la minus infinit până la 5 pe 2, y și sunt în ordine descrescândă. Și hai să dăm o definiție, că luând 2x și comparându-i oricare între ei, y și care apară sunt tocmai invers. Da? La crescător am văzut că, ce înseamnă și am tradus-o, deci am găsit definiția. Deci n-am început cu definiția aruncată acolo, ci pur și simplu din aspect practic. Da? Într-un exemplu, după care am tras definiția, astea sunt cele două definiții, repet, cu astea puteam să încep și îți luam chiuitul, spuneam că ai făcut drumul degeaba. Așa vei spune. Încă la momentul ăsta am ajuns din nou la profesor și am făcut drumul degeaba, că nimic n-am înțeles. Vechea meteacă, nimic n-am înțeles. Deci așa ceva puteam să încep. N-am făcut-o așa. Am făcut-o, repet, într-un alt mod. Și acum am făcut și o aplicație.
cred că este timpul să mai facem o aplicație, un exercițiu, ca să înțelegem și mai bine ce anume avem de făcut. Ia să zicem, las definiția, aici mai de desubt, da. Șterg. Luăm o altă funcție. Dă tu o funcție de gradul 2. Care vrei tu? Ca să nu-ți le alegem așa. 2x pătrat. Așa. Minus 6x. Păi merg pe mâna ta, știi? În monotonia oricărei funcții. Putem să o să alegem, nu? Deci tu spui așa. F de x egal cu... Dai legea, nu așa? Legea, sigur. E de x egal cu? 2x pătrat, da. Minus 6x plus 5. Plus 5. E definită pe el cum alumnează, nu? Nu ai niciun motiv de supărare, e funcție polinomială, funcție de gradul 2. Domeniul definiției, mulțumesc, mă rog. Ce facem? F de x1 și f de x2, repede, nu? F de x1, te rog, spune. 2x1 la pătrat. Da. Minus 6x1. Minus 6 x1 plus 5. Apoi f de x2. F de x2 egal cu 2x2 la pătrat minus 6x2 plus 5. Da. Facem diferența. F de x1 minus f de x2, nu? F de x1 minus f de x2. Egal cu? Egal cu 2x 2x1 pătrat minus 6x1 plus 5, da, minus, minus 2x2 la pătrat plus 6x2 minus 5. Așa, egal cu? Plus minus 5 cu plus 5 se reduc și egal cu 2x1 pătrat minus 2x2 pătrat 2x2 pătrat minus 6x1 6 pe lângă 6 pe lângă x1 minus x2. Așa, te-am scos minus în față, da? Da. Egal cu, vorbește. Egal cu. Scoatem un 2 aici. 2 pe lângă x1 pătrat, x1 pătrat minus x2 pătrat. Da. Minus 6 pe lângă 6 x1 minus x2 minus x2. Egal mai departe, continuăm, egal cu 2 pe lângă 2 pe lângă x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2 minus 6 pe lângă x1 minus x2. Așa. Și egal mai departe cu și egal mai departe cu x1 minus x2. Chiar și un 2. Ah, și în 6 s-a făcut 2, nu? 2 ori 2. Este chiar un 2. 2 pe lângă. 2 pe lângă. X1 minus X2, cum ai spus. Minus X2. Pe lângă. X1 plus X2 din prima, nu? Da. X1, X1 plus X2. Minus 3. Minus 3. Deci, X1 minus X2 totdeauna e negativ, că avem X1 mai mic ca X2. Și toată povestea este cu paranteza asta. Cum crezi tu că vom da răspuns? Dacă comparăm pe X1 și X2, cu cine? Uite, de sus. Crescătoare. Adică dacă... Nu, 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 trebuie să luăm pe intervale. Că nu putem da răspunsul de dată. Înainte am comparat cu 5 pe 2, ți-amintești, nu? Da. Aici cu cine? 3 pe 2. 3 pe 2. Deci, cazul întâi. Cazul întâi. Dacă x1 respectiv x2 sunt mai mici decât 3 pe 2, adică mai concret, x1 mai mic decât 3 pe 2 și x2 mai mic decât 3 pe 2, atunci
rezultă de aici că x1 plus x2, dacă le adunăm, va fi mai mic decât 2x plus 3 pe 2, 6 pe 2, 3. Mai mic decât 3. Echivalent, ducem pe 3 ăsta în stânga și vine x1 plus x2 minus 3, mai mic ca 0. Adică iată că ai căpătat informații că în cazul acesta, deci în cazul 1, foarte important, da? În cazul 1, când x1 și x2 sunt mai mici decât 3 pe 2, adică în ce caz suntem? X aparține de la minus infinit până la 3 pe 2. Da? De la minus infinit la 3 pe 2. În cazul ăsta rezultă că paranteza asta e mai mic decât 0. Adică va fi negativ în cazul ăsta. Da? Da. Și minus cu minus, la înmulțire, face plus. Deci rezultă atunci că rezultă că f de x1 minus f de x2, în cazul acesta, deci f de x1 minus f de x2, care este 2 pe lângă x1, aceeași, o știm, 2 pe lângă x1 minus x2, pe lângă x1 plus x2 minus 3, va fi minus asta și minus asta, minus cu minus la înmulțire face plus, mai mare ca 0. Deci mai mare ca 0. Dacă se ia și egal, aici va fi mai mic egal decât 0, da? Deci până la 3 pe 2, să se compare. În cazul acesta, va fi mai mare egal decât 0. Și când e mai mare, ce fel de funcție este? Descrescătoare. Rezultă atunci că f descrescătoare. Da? Funcția este descrescătoare. Pe intervalul respectiv. Cazul 2. X și acum unde e luăm? La 3 pe 2 la x1 și x2 mai mari decât 3 pe 2. Deci suntem în intervalul x și care sunt, studiem practic de la minus infinit. Nu de la minus infinit. La 3 pe 2 la plus infinit. Deci asta e zona. De la 3 pe 2 la plus infinit. Și atunci rezultă că vom avea x1 plus x2. Sigur că x1 e mai mare decât 3 pe 2. X2 tot așa mai mare decât 3 pe 2. Rezultă că x1 plus x2 e mai mare egal decât 3. Adică x1 plus x2 minus 3 mai mare ca 0, mai egal ca 0, ceea ce mă duce la f de x1, f de x1 minus f de x2, că este minus cu plus, nu? Minus cu plus este mai mic ca 0. Adică f este crescătoare. Da? F este crescătoare. Iată că am înțeles, deci când se-ți dă o funcție, tu faci f de x1 minus f de x2, faci f de x1 minus f de x2, lucrezi, constați că se așează nu știu cine și aici știi cu paranteza asta ce se întâmplă, rămâne cealaltă. Și aici apare repede în raport cu 3 pe 2. Că de ce 3 pe 2? Dacă ar fi fost cu plus 3, cu minus 3 pe 2 ar fi fost comparația. Și de acolo ai văzut exact cum se întâmplă, cum adunăm, căpătăm informații, știm cum ce semn are paranteza a doua și minus cu plus sau minus cu minus răspundem exact la inegalitatea respectivă. Așadar, monotonia este o problemă frumoasă, interesantă. Monotonia înseamnă cum se comportă Y-ii respectiv. Mai facem încă una? Ce spui? Dă tot una. S-a întâmplat. Să nu zic că prietenii noștri, că ne-am vorbit, tot o funcție de gradul 2. Da.
cu asta, dacă face și pe asta, sigur, acest exemplu categoric, nu avem motive să credem că ei nu se vor descurca. Sau tu? Dacă încă sunt motive să nu vă descurcați, Prof Online este la dispoziție. Lecția este, vă ridicau pe YouTube și atunci o găsim și nu avem niciun motiv să rămânem la același nivel de informație. Pentru că găsim lecțiile acolo. Deci cum se ajunge acolo? Se trastează pe Google Prof Online, nu? Da. Se intră în pagina aceea și luăm de acolo video matematică. Cei care vor video apicultură pot să o facă, găsesc lecții de apicultură foarte frumoase, cu lucrări concrete. Zi f de x egal cu? F de x egal cu x pătrat minus 3x plus 2. Minus 3x plus 2. Așa, f de filtr tot așa cu el, cu valori în ea. El lucrează tu, mă, la tablă. Ia să fac. Ia să fac tu. Face f de x1, f de x2. F de x1 e zis x1 pătrat minus 3x1 plus 2 x1 pătrat minus 3x1 plus 2 și f de x2 da, da, tu ocupi toată spațiul, nu te las, profesor, nu te las. Nu. Trebuie să fim ordonați, ai văzut tu. Am vrut să văd dacă îmi put meseria. Nu ești hotărât. Deci facem ce? F de x1, care ți-am vorbit, știi, x1 pătrat minus... x1 pătrat minus 3x1 plus 2. Da. Face și f de x2, de destul. X2 pătrat minus 3x2 plus 2. Și apoi f de x1 minus f de x2, nu? Da. Pentru cele două. Eu pun de... Să fac aici, f de x1, f de x1 minus f de x2 egal cu... x1 pătrat minus 3x1 plus 2 minus x2 pătrat plus 3x2 plus 2 minus 2. Minus 2, așa. Egal cu 2 cu minus 2. Da. Și vine x1 pătrat minus x2 pătrat. Da. Minus 3x minus 3 pe lângă x1 minus x2 și egal cu x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2 pe lângă minus 3 pe lângă x1 minus x2 pe lângă x1 minus x2 și scoatem un factor comun pe cine? Pe x1 minus x2. Deci egal mai departe cu x1 minus x2 pe lângă x1 minus plus x2 plus x2 minus 3 minus 3. Deci iată am făcut f de x1 minus f de x2 să marcăm acest lucru f de x1 minus f de x2 ne-a dat egal cu x1 minus x2 x1 minus x2 pe lângă pe lângă x1 plus x2 minus 3. Știm că x1 minus x2 totdeauna e negativ, fiindcă x1 mai mic ca x2
De cine depinde f de x1 minus f de x2? De cine? De paranteza a doua. Da. Deci f de x1 minus f de x2 depinde de paranteza a doua. Semnul său va fi funcție de paranteza a doua. Dacă asta cu minus, minus cu minus va face plus, iar dacă va fi cu plus, va face plus cu minus, minus. Da? Deci avem două cazuri. Cazul întâi. Cazul întâi. Dacă x1 și x2, pe ce interval trebuie să afle? La minus 3. Ca să dea minus 3 suma. Da. Dar ele trebuie să dea, fiecare să fie mai mic decât 3 pe 2. Da, mai mic decât 3 pe 2. Deci, cazul întâi, x aparține de la minus infinit până la 3 pe 2. Da? Da, iar cazul 2? Cazul 2 o să-l vedem imediat. Da. Asta ar fi echivalent cu a spune că x1 mai mic decât 3 pe 2. Că x2 mai mic decât 3 pe 2. Da? Ceea ce ar însemna că x1 plus x2 e mai mic decât 3 pe 2 plus 3 pe 2 face 3. Echivalent cu a spune că x1 plus x2 minus 3 mai mic ca 0. S-a dus pe 3 în stânga, da? Și atunci, de aici rezultă că f de x1 minus f de x2 care e egal cu x1 minus x2. Se vede, nu? Este x1 minus 2 pentru că x1 plus x2 minus 3 va face, ăsta e minus, și al doilea tot minus este, minus cu minus la înmulțire face plus, deci va fi mai mare, egal decât 0, dacă punem și egal aici. Da? Și egal aici. Adică funcția acum este, dacă e de x1 minus f de x2 e mai mare ca 0. Este descrescător. Da? Da. Când e mai mare, uite, când e mai mare, descrescător. Deci rezultă atunci că f descrescătoare. Dacă o luăm pe interval deschis, fără 3 pe 2, ar fi strict descrescătoare. Da? Deci f este descrescătoare. Cazul 2. X aparține de la x aparține de la 3 pe 2 la, 2 la plus infinit. X1 mai mare decât 3 pe 2. Da. X2 mai mare decât 3 pe 2. Mai mare strict decât 3 pe 2 pentru că te-am luat interval deschis. Da. Da. Atunci x1 minus x2. Nu, x1 plus x2. Da, x1 plus x2 mai mare decât, mai mare decât 3, echivalent cu x1 plus x2 plus 3. Minus 3. Deci da. Pe 3 în partea cealaltă. Da, 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 minus 3 mai mai mare ca 0. E mai mare ca 0, că dacă l-a dus, da? E mai mare ca 0. Și atunci îmi permis să spun că e de x1 minus f de x2, care este cea de mai înainte, egal cu x1 minus x2, pentru că x1 plus x2 minus 3 va fi minus asta, cealaltă cu ce semn? Cu minus. De ce minus? Păi uite-te și tu. Dacă e mai mare ca 0, de ce zici minus? Deci nu mai vreau să dai răspunsuri așa. Minus, plus, plus, minus. Uite de când conduce ieșiți-una și se aude acolo. Deci faptul că e cu mai mare ca 0 înseamnă că e cu plus. Da. Da? Deci plus acum. Și minus cu plus? Minus. Da? Mai mic ca 0. Da. Ei, când dă cu mai mic ca 0, ce fel de funcție este aceea în care e mai mic ca 0? Funcția crescătoare. Funcția este crescătoare. Deci rezultă f strict, chiar. Strict crescătoare. Deci pe intervalul minus infinit 3 pe 2 închis este descrescătoare, iar de la 3 pe 2 deschis la plus infinit este strict crescătoare. Deci vezi, am răspuns cât se poate de clar.
în legătură cu monotonia unei funcții. Ce ce limite tu? Când spune cineva să supleze monotonia, tu ce vei face acum? Încolo. Ce știi că trebuie să faci obligatoriu? Când spune să se studieze monotonia. Păi trebuie să știu că f de x1 minus f de x2... Te interesează semnul f de x1 minus f de x2, da? Da. Atunci când e cu mai mare descrescătoare, când e mai mică cu crescătoare. Și cum te interesează asta, pornești la treabă. Faci f de x1, faci f de x2, faci diferența, lucrezi acolo, vezi ce se întâmplă. Și la urmă îi dai răspunsul. Da. Uite, doamne, pe intervalul ăsta e crescătoare, pe intervalul celălalt descrescătoare. Se vede că paranteza a doua dirigează asta pentru funcția de gradul 2. Ia să vedem dacă s-a făcut, să oprim și să facem un alt fișier.